Rapid, dar uite că nu mi-a ieșit. Dar nu-i nimic, învăț. Ce ai învățat din acest turneu olimpic? Ah, încă am de reflectat la ceea ce am avut de învățat și încă o să am, pentru că încă n-am terminat. E frumos, stăm la olimpiadă, ne bucurăm de ea. Cursa ta favorită, 100 de metri liber, așa spun specialiștii. Ce ți-ar mai plăcea să încerci pe viitor? De toate. Na. O să încerc de toate, nu e ca și cum mă opresc numai la probele astea. Noi ne antrenăm de toate. Vor fi câteva surprize pe viitor. O concurență extrem de puternică. Da. Sunt mulți băieți buni. Și eu sunt unul dintre ei. Ce așteptări ai de la tine peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani? Păi... Cred că o să schimb puțin modul în care se privește notul, crawl-ul, stilul meu cel mai bun. Avem planuri mari, mărețe. Ai plecat, poate nu așa cum ți-ai dorit, finalul a fost în stilul tău totuși. Da, se mai întâmplă și de-astea. Dar după cum am mai spus, să vorbesc cu antrenorul meu, să văd ce am greșit și îmbunătățim. Bucurie? Sunt bucuros, am scăpat de aceste probe, între ghilimele. M-am bucurat de ele, am fost pe cel mai mare spotlight posibil, în cel mai mare spotlight. Și asta e frumos. Ceva pentru românii de acasă, cred. Mulțumesc că v-ați trezit din nou, iar vă mulțumesc. Și nu știu, cam atât, doar vă mulțumesc.